În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Veniți să bem băutură nouă, nu din piatră stearpă făcută cu minuni, ci din izvorul nestricăciunii. Iubiți credincioși, Hristos a înviat. Cu multă bucurie din partea slujitorilor bisericii, dar și a credincioșilor, ne reîntâlnim în preajma acestui istoric altar al cetății Bucureștilor, zidit cu veacuri în urmă tocmai pentru a-i chema pe oameni să devină fii ai împărăției cerurilor. Și răspunzând acestei chemări asemenea femeii samarinence, mulți au urcat această colină aflând apa cea vie și adevărata bucurie, străină unora care nu înțeleg lucrarea și tainele bisericii. Evanghelia de astăzi, plină de învățături și de frumusețe, ne cheamă pe toți la dialog, la înțelegere, la cunoașterea adevărului, nu ca discurs, ci ca realitate și ca trăire, la închinarea în duh și adevăr și mai ales la răspunsul pe care îl dăm Mântuitorului Hristos când acesta ne adresează tuturor chemarea Lui. În timpul activității sale publice, Mântuitorul Hristos a vorbit cu câteva femei, după cum ne arată Sfintele Evanghelii. La un moment dat, când Mântuitorul se afla cu ucenicii, a fost adusă înaintea lui o femeie prinsă în adulter. Ar fi trebuit să fie omorâtă, lovită cu pietre. Și Mântuitorul s-a plecat pe nisip și a început să scrie. Nu știm exact textul sau cuvintele rămase atunci pe nisip. Dar îndată după ce Mântuitorul s-a plecat scriind, toți cei care doreau să lovească au plecat din locul acela. Și Mântuitorul, uitându-se către femeie, i-a spus, unde sunt părâșii? Se risipiseră. Exegeții spun că Mântuitorul a scris atunci păcatele celor care acuzau și de aceea s-au rușinat și ei crezând că sunt infailibili. Altă dată, Mântuitorul s-a întâlnit cu o femeie hananeiancă. Era păgână asemenea celei din Samaria. Se ruga stăruitor pentru fiica ei, care era grav bolnavă. Și Mântuitorul a refuzat-o odată de mai multe ori până când ucenicii au spus, strigă în urma noastră, dă-i drumul, adică împlinește-i cererea. Și Mântuitorul a spus, nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Și a mai spus atunci un cuvânt care pare jignire, și anume acela că nu este bine să iei pâinea fiilor și să o arunci câinilor, asemănându-i pe aceștia, pe păgâni, cu câinii, după cum și astăzi adeseori se întâlnește același cuvânt în rândul fiilor iudeilor, pentru cei care au altă credință. Și până la urmă Mântuitorul avea să afirme despre această femeie păgână că mare este credința ta. Deci mare fiind credința ei, i-a tămăduit până la urmă fiica. Iar întâlnirea cu femeia samarineancă ne oferă și nouă învățături profunde
învățături pe care ucenicii și cei apropiați care îl însoțeau pe Domnul le-au auzit atunci și le-au mărturisit sau le-au propovăduit lumii întregi. Înainte de a poposi câteva minute lângă fântâna lui Iacob, cea construită cu vreo 1500 de ani de Mântuitorul, de către Patriarhul Iacob, aș vrea să vă spun că Țara Sfântă din vremea Mântuitorului avea 3 provincii. Una la nord, Galileea, care avea cetatea Nazaretului ca oraș principal, și Marea Galilei, atât de cunoscută nouă. La sud, Iudeea, cu capitala la Ierusalim, care avea alături și cetatea Betleemului, și la mijloc, Samaria. Erau cel puțin 5-600 de ani de când samarinenii nu mai aveau amestec cu iudeii. Pentru că atunci când asirienii au cucerit pe urmașii triburilor lui Efraim și Manase, au dus pe iudei în exil, departe, și au adus în locul lor câteva triburi asiatice, păgâne. Aceștia s-au amestecat cu oamenii locului, astfel încât cele mai multe tradiții, cele mai multe învățături ale legii lui Moise au fost călcate în picioare de către cei nou veniți. Iar în anumite momente, așa cum a fost în vremea unui fiu de arhiereu care s-a stabilit în Samaria, Manase, s-a încercat restaurarea învățăturii lui Moise, dar nu s-a reușit în mod deplin. Iar la un moment dat, samarinenii au dorit să-i ajute pe frații lor iudei ca să refacă templu după ce acesta fusese dărâmat cu vreo 570 de ani înainte de nașterea Mântuitorului. Și între ei nu era nicio comunicare. Și vă amintiți din cuvintele Mântuitorului care le-a spus adeseori ucenicilor: în căile păgânilor să nu mergeți și în vreo cetate de samarineni să nu intrați. Totuși, Mântuitorul adaugă: mergeți către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Și adeseori, trecând din Galileea către Ierusalim, Mântuitorul ocolea Samaria. Era obligația ca cel puțin o dată pe an, dacă nu de mai multe ori, iudeii, oriunde se aflau ei, și vă rog să rețineți acest aspect, călătoreau vreme îndelungată pentru cei care se aflau departe în diasporă, și câte 2-3 săptămâni pe uscat și pe mare pentru a veni în templul din Ierusalim să se închine Domnului și să dea zeciuială. În aceeași împlinire, dorință de împlinire a legii, Mântuitorul călătorea adeseori către Ierusalim, nu doar o dată pe an, ci la marile sărbători. Ocolind Samaria, de obicei, ceea ce însemna călătorie mai lungă și mai periculoasă, prin pustiu, cu tâlhari, fiare sălbatice și așa mai departe, Mântuitorul dorea să respecte legea și mai ales pe cei care o respectau. Dar de această dată, Mântuitorul trece prin Samaria, nu mai ocolește această provincie, face un popas pe la ceasul al 6-lea din zi, adică pe la ora 12, atunci când, în vremea însorită, temperaturile ajung în locul respectiv
și la 50 de grade. Și așezat lângă fântână, neavând cu ce să scoată apă, pentru că fântâna nu avea o ciutură, ci toți din cetate aduceau un vas de piele, un burduf de piele sau un vas cu care scoteau apă, pentru că apa era foarte prețioasă. Și a intrat în discuție cu o femeie samarineancă care a venit să scoată apă din fântâna istorică a patriarhului Iacov. Dăm să beau. Au fost primele cuvinte pe care Mântuitorul le-a spus femeii. Refuzul nu a fost unul categoric, dar totuși femeia i-a amintit: tu care ești iudeu, cum ceri de la mine, femeie samarineancă, să-ți dau apă să bei? Și evanghelistul Ioan ne spune, pentru că iudeii nu au amestec cu samarinenii. Și atunci Mântuitorul i-a spus: dacă ai ști cine este cel care ți-a cerut, ei cere tu să-ți dea apa cea vie, ca să nu mai însetezi niciodată, să nu mai vii vreodată să scoți de aici apă, pentru că drumul era anevoios din cetate până la fântână, până în locul pe care ei îl prețuiau atât de mult și pentru istoria atâtor veacuri, dar și pentru prețiozitatea apei. Și apoi dialogul continuă cu această femeie. Apa cea vie, reprezentând cuvintele vieții veșnice, sau învățătura sa care avea să o stoiască setea după adevăr, dreptate și lumină pe care oamenii au avut-o și o vor avea mereu. La un moment dat, Mântuitorul Hristos avea să-i spună și lucruri mai profunde, așa cum descoperise altă dată învățăturile sale celor care erau bucuroși să le recepteze, să le primească. Așa a fost la un moment dat discuția lui cu Nicodim, unul dintre fruntașii iudeilor, căruia i-a spus că dacă nu se va naște cineva din apă și din duh, vorbind despre botez, nu va putea intra în împărăția lui Dumnezeu. Nu știu cât a înțeles această femeie samarineancă cuvintele Domnului atunci când ele i-au fost adresate pentru prima dată. Probabil că șederea Mântuitorului în cetatea respectivă, încă două zile, a aprofundat dialogul sau discuția de la fântână și ea va fi aflat și alte lucruri folositoare care au făcut-o să devină ea însăși mărturisitoare, după ce fusese o femeie idolatră și cu viață dezordonată. Însă cel mai important lucru, dincolo de adevărurile desprinse din Evanghelia de astăzi, este faptul că Mântuitorul s-a revelat sau s-a descoperit ei pentru prima dată ca fiind Mesia. De multe ori oamenii se întrebau: cine este acesta? Văzând minunile lui sau auzind cuvintele pe care Domnul le propovăduia. Chiar și Mântuitorul i-a întrebat pe ucenici: voi cine ziceți că sunt eu? Și au fost răspunsuri diferite. Pentru că mai întâi apostolii i-au spus ceea ce ziceau oamenii, considerându-l un proroc, indiferent cine ar fi fost el. Dar ei, prin gura lui Petru, au mărturisit că el este Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. De această dată, femeia samarineancă se descoperă, femeii samarinence îi se descoperă
Mântuitorul ca cel care era prezis de demult de proroci, cel așteptat, cel care trebuia să vină. Iar ea îndată a alergat în cetate, devenind apostol sau misionar și vorbindu-le oamenilor despre ceea ce auzise de la Mântuitorul Hristos. Pentru a nu fi acuzată, așa cum se întâmpla frecvent în lumea de atunci, afirmația ei a fost totuși pusă sub formă de întrebare. Oare nu este cumva acesta Hristos? Nu este cel pe care îl așteptăm? Spre care ne îndreptăm nădejdele noastre? Și oamenii au venit din cetate către fântâna lui Iacob pentru a-l întâlni pe Mântuitorul Hristos. În alte locuri unde Domnul a făcut mult bine oamenilor, a fost rugat să plece. I s-a spus, cu alte cuvinte, că nu are ce căuta în locul acela. Dar aici, în Samaria, Mântuitorul a fost rugat să rămână. Și ne spune Evanghelistul Ioan, a rămas acolo 2 zile. Iar cuvintele spuse de Domnul avea să-i aducă pe aceștia către lumină, iar femeia să devină mărturisitoare a lor, mergând așa, după cum Domnul le-a poruncit ucenicilor, până la marginile lumii, ca să propovăduiască Evanghelia la toată făptura. Iubiți credincioși, ce învățăm din Evanghelia de astăzi? În primul rând, învățăm faptul că Domnul se descoperă celor care îl iubesc și nu caută numai decât la fața omului, așa cum se întâmplă între oamenii de lângă noi. Această femeie ar fi putut să treacă cu vederea, să-și ia burduful cu apă, să se ducă la casa ei, fără ca Mântuitorul să încerce un dialog cu ea. Dar ne arată această dorință a Mântuitorului de a propovădui Evanghelia către toți și mai ales dragostea păstorului față de oaia cea pierdută. Dacă 99 de oi sunt în staul, păstorul cel bun se duce să caute oaia cea pierdută și se bucură mai mult decât de celelalte 99 când o află. La fel s-a întâmplat cu ea. I-a spus să se închine lui Dumnezeu în duh și adevăr. În duh și adevăr, adică altfel decât o făceau cei care se închinau pe muntele Garizim sau pe muntele Sionului, ori în alte locuri de închinare cunoscute din istoria iudeilor. Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune, între altele, că Dumnezeu este Duh, este netrupesc, iar dacă noi nu însoțim semnele exterioare pe care uneori dorim să le arătăm altora, de cele interioare, de curăția inimii, de o trăire înaltă pe care nu o putem arăta oamenilor, ci doar îndrepta către Dumnezeu, înseamnă că rugăciunea noastră este asemenea celor care se rugau pe ulițe, de ochii lumii. Mântuitorul de multe ori le-a spus ucenicilor, tu însă când te rogi, intră în cămara ta și închizând ușa ta, roagă-te tatălui tău în ascuns. Iar tatăl tău îți va răsplăti. Erau însă unii care se rugau pe ulițe pentru a se arăta oamenilor că se roagă. La fel făceau și atunci când posteau. În duh și în adevăr,
este o altfel de trăire, o altfel de închinare. Și vă spuneam la început că adevărul nu ca discurs este cel mai simplu să vorbești despre adevăr, dar este foarte greu să-l trăiești. Adevărul absolut care se află numai la Dumnezeu. Din acest izvor al adevărului absolut, Dumnezeu a împărțit și împarte altora. Noi înțelegem mai ales acest adevăr că venim de la Dumnezeu și că mergem către El, ne îndreptăm către El. Orice alte lucruri și afirmații care nu vin de la Dumnezeu nu aparțin realității. Sunt meșteșugit construite într-o lume care ne place nouă, cu Dumnezeu, cu Dumnezei falși și cu idoli, dar numai Dumnezeu cel adevărat este izvorul adevărului, iar celelalte izvoare sunt otrăvite. De aceea Mântuitorul i-a spus femeii să se închine în duh și în adevăr, să se lepede de tot ceea ce este trupesc, de tot ceea ce este exterior, de ceea ce se vede. Și nu doar închinarea pe muntele Garizim, unde se făcuse un templu cu vreo 500 de ani înainte de venirea Mântuitorului în lume, nu doar pe muntele Sionului, ci peste tot în lume, unde Dumnezeu va întemeia biserica, se va putea înălța rugă smerită de către adevărații închinători. Nu mai era nevoie de jertfe, de călătoria aceasta pe care unii nu mai puteau face către un singur loc din lume, către templul din Ierusalim. Era vorba despre o călătorie interioară în căutarea Mântuitorului Hristos, care își va face să lași oriunde va fi primit, în inima oricui va fi primit. De asemenea, mai învățăm drămăritori creștini că Mântuitorul Hristos este singurul cunoscător al inimilor. El ne recomandă, conform parabolei sau pildei vameșului și fariseului, o rugăciune smerită, aceea a unui om disprețuit de către conaționalii lui, dar care, șezând într-un ungher al templului, se ruga cu toată inima: Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului. Altul, care era drept, cel puțin din afirmațiile lui, acuza pe unii și pe alții, disprețuia și în loc să se roage, se lăuda. De aceea Mântuitorul ne cheamă pe toți la o altfel de abordare. În ceea ce privește cunoașterea inimilor, Mântuitorul i-a spus femeii samarinence să-și cheme bărbatul care se afla în cetate. Femeia, surprinsă, dar totuși sinceră, i-a spus: nu am bărbat. Și Mântuitorul a completat: nu ai bărbat, căci cinci ai avut, iar acesta nu ți este bărbat. Sfântul Ioan Gură de Aur și părinții bisericii ne spun că Mântuitorul a făcut în primul rând referire la cele cinci triburi asiatice păgâne care au stricat legea lui Moise. Cei cinci bărbați înseamnă păgânii aduși din Asiria, aduși din diferite alte locuri, în locul evreilor
exilați. Și toată această schimbare înseamnă, de fapt, depărtarea de Dumnezeu. Pe de o parte, triburile păgâne, pe de altă parte, plăcerile lumii acesteia arată, de fapt, măsura la care ajungem întotdeauna datorită încercărilor și datorită plăcerilor pe care le dorim mai mult decât lucrurile cu adevărat folositoare din viață. Evanghelia de astăzi ne îndeamnă pe toți să fim asemenea femeii samarinence, lăsând toate, s-a dus în cetate să vorbească celor din patria ei despre Mântuitorul Hristos. Oare la fel este atitudinea noastră atunci când ne întâlnim cu alții? Mai spunem noi altora cât de bun este cu noi Domnul și binefacele pe care El le trimite asupra-ne mereu, chiar și atunci când considerăm, fără să înțelegem, că anumite lucruri nu ne sunt de folos. Evanghelia de astăzi este și Evanghelia misionarilor creștini, a celor care, lăsându-și părinții, casa, proprietățile, s-au dus să ducă cuvântul Evangheliei departe în lume. Tradiția bisericii ne spune că femeia samarineancă a murit martiră dinpreună cu familia ei, familia însemnând copiii, chiar unul dintre ei îi cunoaștem, unuia dintre ei cunoaștem și numele Victor, iar pe lângă ei se aflau surori și alte rudenii. Ea a murit mărturisind despre Mântuitorul Hristos, iar îndată după întâlnirea lui, întâlnirea cu el, viața acesteia s-a schimbat. Iubiți credincioși, astăzi în Samaria se află o mănăstire închinată Mântuitorului, dar și femeii samarinence. S-a construit pe locul unei zidiri cruciate, dărâmată de multă vreme de musulmani, începând cu anul 1992. Acolo slujește un părinte grec din insula Corfu, părintele Iustin. Și acesta, cu un simț misionar special, asemenea femeii samarinence, a înfruntat persecuțiile și încercările locului și printre pietre aruncate adeseori peste gardul mănăstirii a zidit el biserică Domnului. Călătorind de câteva ori în insula lui natală, în Corfu, s-a adresat oamenilor rugându-i să pună câte o piatră la zidirea acestei biserici. Și astăzi biserica este terminată. Mulți au ajutat, dar cei mai mari ctitori sunt din insula natală a părintelui care slujește acolo de mulți ani. Și în lăuntru au fost aduse de la Roma și fragmente ale moaștelor Sfintei Fotinia Samarineanca, mărturisitoarea, care vorbește despre iubirea ei față de Domnul. Iubire pe care a pecetluit-o cu sânge chiar la Roma în vremea împăratului Nero. Ne rugăm așadar Mântuitorului Hristos ca să avem și noi apa cea vie, adică cuvintele lui mântuitoare, mai prețioase decât orice alt lucru din lume. Să înțelegem că El, doar El este singurul cunoscător al inimilor. Că El poate șterge
lacrima de pe obraz și durerea din inimi, și că singurul care poate alina cu adevărat durerile este El, cunoscătorul inimilor. Ne rugăm ca să avem râvna celor care s-au întâlnit cu Domnul și L-au primit cu bucurie, rugându-L să rămână la ei, așa cum îl rugăm și noi, ca Domnul să rămână mereu cu noi și la noi și să ne ajute să trecem prin aceste momente și prin celelalte ale vieții, știind că El este calea, adevărul și viața. Amin. Hristos a înviat! Adevărat a înviat!